niciodată. Să n-a Previz, sunt Cristina Ciubătaru, deputat de Cancelarie Instituția Prefectului Județul Bacău și am fost desemnată să reprezint prefectul la ședința de constituire a Consiliului Local. Voi da citire ordinului privind convocarea consilierilor locali, declarația aici la legile locale de 5 iunie 2016 pentru ședințele de constituire a Consiliilor Locale de Județul Bacău. În temeiul articolului 26 din legea numărul 340/2004, consilierii locali declarați, aleși la legile locale din data de 5 iunie 2016, sunt convocați pentru ședințele de constituire a consiliilor locale, conform anexului la prezentul ordin. Reprezentantul prefectului la ședința de constituire a consiliului local va fi desemnat prin delegație scrisă. Ședința de constituire a consiliului local va avea următoarea ordine de zi. Alegerea comisiei de validare a consiliului local, validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși la alegerile din data de 5 iunie 2016, depunerea jurământului de către consilieri locali ale căror mandate au fost validate, alegerea președintelui de ședință, prezentarea validării alegerii primarului, depunerea jurământului de către primar, alegerea viceprimarului și constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local. Deoarece președintele biroului electronic de circunscripție nu este prezent, am să rog pe doamna secretar să dea citire procesul verbal de consemnare a rezultatului votării pentru alegerea consiliului local. Procesul verbal privind constatarea rezultatelor alegerilor consilierilor locali din data de 5 iunie 2016. Ca urmare a depunerii listelor de candidați de către 5 formațiuni politice, PSD, PNL, ALDE, M10, PSRO, s-a constatat că pentru alegerea celor 15 consilieri s-au depus un număr de 75 de candidaturi. După cum urmează, PSD 19, PNL 19, ALDE 18, M10 3, PSRO 16. Ca urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de legalitate pentru fiecare dintre aceste candidaturi, Biroul Electoral de Circunscripție numărul 84 Ștefan cel Mare a constatat că toate aceste candidaturi au fost valabile. Candidaturile au fost depuse și înregistrate în termen cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. De asemenea, toate operațiunile pregătitoare, cât și operațiunile de procedură și calea de desfășurare a alegerilor, s-au realizat cu respectarea procedurilor legale, neexistând indicii de fraudă electorală. Alte aspecte, număr total alegător de liste electorale din listele electorale 4046, număr total alegător care s-au prezentat la vot 2282, voturi valabile exprimate 2081, iar voturi nule 200. În funcție de numărul de voturi obținute, Biroul Electoral de Circunscripție numărul 84, Ștefan cel Mare, a declarat aleși următorii candidați la funcția de consilier local al comunei Ștefan cel Mare. Vlase Ion, PSD. Botezat Iordache Cătălin, PSD. Ignat Marinel, PSD. Stoica Sorin, PSD. Ciubotaru Nicolae, PSD. Pontaș Ioan, PSD, Răileanu Ioan, PSD, Mateș Valeru, PSD, Cercel Constantin Gabriel, PSD, Luca Daniel, PSD, Kenciu Ioje, PSD, Proitorul Leonard, PNL, Marin Romeo, PNL, Pontaș Nicolae, ALDE, Slotu Ion Lucian, PSRO. Biroul Electoral de Circumscripție numărul 84, Ștefan cel Mare, a repartizat aceste mandate corect, astfel, aspect verificat și susținut de către Biroul Electoral Județean numărul 449. Nu au fost înregistrate contestații care să nu fie soluționate. Indice cel mai în vârstă dintre consilieri, asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri pentru preluarea conducerii lucrărilor. Domnilor consilieri, domnul Răilean, da? Mulțumesc pentru încrederea care mi-ați acordat-o de a conduce această importantă ședință a Consiliului Local, de constituire a Consiliului Local, de confirmare în funcție a domnului primar. Rog pe domnule, sunt aici domnul Ciubotaru Nicolae, cei mai tineri consilieri, domnul Pontaș Nicolae, să mă asiste la conducerea lucrărilor. V-aș ruga de la început să-mi permiteți să salut prezența în mijlocul vostru, a doamnei Ciubotaru, domnișoara Meșii, da.
din partea prefecturii județului Bacău, a părintelui Herbei, preot paroh în comuna noastră, a domnilor de la Exclusiv TV, Municipiul Onești, și dumneavoastră care participați direct la această ședință. Alți invitați nu avem și vă rog dacă sunteți de acord cu participarea celor care au fost anunțați. Cine este pentru? Mulțumesc. Dacă se abține cineva, dacă este cineva împotrivă. Înainte de aprobarea ordinii de zi, vă propun a se lua o pauză de câteva minute pentru constituirea grupurilor. Așa prevede, nu? E bine? Aș vrea să verificați prezența. Prezența la vot, la consilierul. Prezența de afară de cei doi consilieri. Convocatorul este semnat, confirmat. Lipsesc Vlase Răzvan Ionel și Scotul Lucian. Deci, din total 15 consilieri sunt prezenți vârstele. 13. Cine lipsește motivat? Eu zic că Vlase Răzvan Ionel. Îi supunem la vot Consiliul Local. Deci, cei care lipsesc motivat. Este motivat, da. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă. Mulțumesc. Dacă se abține cineva. Dar totul ce a spus domnul? Vine sau nu vine? Da, vine. Vine. Deci, în concluzie, ședința împreună și condițiile și ce poate desfășura lucrările. Acum, da, uite, a venit și el. Vă aduc la cunoștință că, în conformitate cu prevederile legii, privind statutul aleșilor locali, consilierii pot constitui grupuri, deci respectă această grupuri în funcție de partide sau alianțele politice a căror li se au fost aleși, dacă sunt în număr de cel puțin 3. Și eu zic să constituim aceste grupuri, să le trag aici din... Asta la urmă, să fac informațiuni politice. Haideți să vă ajut un pic, da? Îmi dați voie să... Da, da. Haideți să spunem la post ordinea de zi, care am citit-o prin... Doamna a prezentat ordinea de zi. Ordinea de zi, care este menționată în ordinul prefectului. Da. Eu nu mai repet și pot supun la vot ordinea de zi prezentată de doamna și votare. Cine este pe? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, în unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată. Trecem la primul punct al ordinei de zi. Alegerea Comisiei de Valutare a Consiliului Local. Potrivit prevederilor articolului 31 alineatul 2 din legea 215-2001, privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată, Comisiile locale aleg prin vot deschis dintre membrilor pe întreaga durata mandatului o comisie de validare alcătută din 3 sau 5 consilieri locali. Alegerea membrilor comisiei se face individual prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți, conform articolului 4 alineatul 3 din ordonanța Guvernului numărul 35 din 2002, aprobată prin legea numărul 673 din 2002. Comisia de validare. Deci, în vederea comisiei de validare, vreau să alegeți un număr de 3 sau 5 consilieri locali. Puneți la vot numărul de 3 comisiei de validare. De 3. Cine este pe? Dacă se abține, mulțumesc. Cât a fost 3? 3. Împotrivă? Abține cineva? Dat fiind aprobarea numărului 3 consilieri locali, ca membri ai comisiei de validare, rog grupurile de consilieri să facă propuneri pentru alegerea membrilor aleși. Dacă îmi permiteți, aș vrea să fac eu o mică propunere pentru comisie, în bloc aș vrea să fac propunerea. Și aș menționa pentru Comisia de Agricultură. Nu, 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 Comisia de Validare. Comisia de Validare. L-aș propune pe Ignat Mare.
El și Botaru. O problemă. Una. În bloc. În bloc. Vreau să fac în bloc. Și vreau să propun trei, da? E acord Consiliul Local? Proiectorul. Dar nu-i corect, e unul, ați propui. Un membru. Tu unul singur, unul. Am un bloc. Consiliul Local este de acord să propunerea să facă în bloc? Deci vreau să fac propunerea în bloc. Cine este pentru? Am zis, n-am votat atât, facem bloc. Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. În unanimitate a fost aprobată propunerea ca din comisiile parlamentare să facă parte cei trei domnului. Din Maria Cimonia, Botarul Nicolae și proiectorul. Consiliul Local, dacă este de acord. Cine este? Pentru cei trei. Vă mulțumesc. Dacă este, dacă se abține cineva, dacă este cineva împotrivă. Dacă nu, vă mulțumesc, dacă se abține. Urmare? Da. Ok. Urmarea exercitării votului dumneavoastră, Consiliul Local nu a ales, a adoptat prima sau potrivit în acest mandat, puterea numărului. Deci este prima hotărâre a Consiliului Local nu ales. Pentru a-și intra în atribuții în Comisia de Validare, depun o nouă pauză, în timpul căreia va fi examinată de către Comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier. Deci că dosarele consilier. Cei trei, sau cât trei? Trei, trei. Cei trei, fără o să verificați dosarele. Undeva acolo, la ultima masă. Maria, împreună cu domnul Leonard, cu Culin, verificați legalitatea mandatelor. Pe baza dosarilor în ordine alfabetică. Maria, e cu dreptul mai mult, domnul Culin. E cu dreptul? Dreptul. Poftiți la noi. Să rămână. Bine vin. Iată că avem și invitați. Poftiți. Leonard, vezi la urmă mică dacă e... Nu așa înțelegi la... Dacă e regul. Eu suntem partid de tradiție, nu de 20. Eu, nu din conjunctură. Cum din conjunctură acum? Din vreo 2 ani. Sunteți din conjunctură, nu sunteți tradiție. Stai președinte, domnul Marele. Nu, președinte. Nu-i Marie? Nu. Da. Ai greu la? Da. Care se interpreteze actul, cel mai vechi meu. Da, dar nu poate să facă raportul și să facă raportul. Iar și aici avem la Nu,
N-am fuzionat ieri, nu știi poate. Vă rog să-mi permiteți să dau cuvântul președintelui Comisiei de Validare pentru a face informarea Consiliului Local asupra dosarelor pe care le-am verificat. Poftiți, domnul Ocru. Proces verbal încheiat astăzi 25.06.2016 în prima ședință a Comisiei de Validare a Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare. Astăzi 25.06.2016, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare în ședință de constituire din data de 25.06.2016 a examinat în conformitate cu prevederea articolului 31 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată, cu modificări, deci competențe ulterioare, legalitatea alegerii consilierilor. Comisia constată că au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt cazuri de invalidare, fapt pentru care a hotărât să propună validarea unui număr de 15 consilieri conform tabelului anexat. Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. Președintele Ileanu Ioan, secretar Bogoș Elena și membru. Aici este anexa. Comisia de validare și ales un președinte. Da, dacă tot... Da, l-a numit președinte pe... Da, da, da. Așa și secretarul unul din ceilalți voi. Cine este pentru? Domnul Proitorul Leonard, președinte. Ești secretar... Dați cu banul, voi doi. Nu, lasă cel mai fel să fii secretar. Secretar. Pentru validarea procesului. Supunem la vot procesul verbal de validare a dosarelor, a consilierilor. Și acum o să trecem la cine este pentru. Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă, vreau să abține cineva. O să trecem, atenție, o să trecem la validarea mandatului fiecărui consilier în parte. Supun la vot validarea mandatului domnul consilier Bontaș Ioan. Fac precizarea că votează numai consiliere și că nu votează consilierul actului validare se supune la vot. Deci, dacă validare se supun la vot, nu votează. Deci, supunem la vot validarea mandatului domnului Bontaș Ioan PSD. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate de voturi a fost validat. Mulțumesc. Supunem la vot validarea mandatului domnului Bontaș Nicolae Alde. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Mulțumesc. Supunem la vot validarea mandatului domnului botezatul Iordache Cătălin PSD. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Eu mulțumesc. Eu vreau să mă pușoi. Supunem la vot validarea mandatului domnului consilier Constantin, Cercel Constantin Gabriel PSD. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă se abține cineva, dacă este cineva împotrivă.
Supunem la vot validarea mandatului domnului consilier Ciubotaru Nicolae, PSD. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă se abține, dacă este cineva împotrivă. Supunem la vot validarea mandatului domnului consilier Cruitoru Leonard, PND. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Se abține cineva, este cineva împotrivă? Mulțumesc. Supunem la vot validarea mandatului domnului consilier Ignat Marinel, PSD. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Vă mulțumesc. Supunem la vot validarea mandatului domnului consilier Marin Romeu, PNL. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Vă mulțumesc. Supunem la vot validarea mandatului domnului consilier Matei Valero. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Supunem la vot validarea mandatului Matei Ion, PSD. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Supunem la vot validarea mandatului domnului consilier Ireanu Ion, PSD. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Se abține cineva? Am putut să se supune la vot validarea mandatului domnului consilier Sârghe Puiu, PSD. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Se supune la vot validarea mandatului Stoica Sorin, PSD. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Vă mulțumesc. Se supune și în lipsă, dacă nu... Dacă e motivat. Se supune la vot validarea mandatului domnului consilier Vlasie Răzvan Ionel, PSD. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Se supune la vot validarea mandatului domnului consilier Slotu Ioan Lucian, PSRO. Consul Consiliul Local, dacă este pentru. Dacă se abține cineva, dacă este cineva împotrivă. Vă mulțumesc cu acest prilej, s-au supus la vot nominal toți cei 15 consilieri. Fiind validate mandate la 50 consilieri, care reprezintă mai mult de 2/3 din numărul total al consilierilor, Consiliul Local este legal constituit și a adoptat astfel cea de-a doua hotărâre, asta hotărârea numărul 2. Hotărârea. Trecem la punctul 3. De pe ordinea de zi, depunerea jurământului de către consilierii ale căror mandate au fost validate. Consilierii a căror alegere a fost validată urmează să depună jurământul potrivit articolului 30, așteptați un pic, 32 și articolului 34 din legea numărul 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată, coroborat cu articolul 8 aliniatul 1 din ordonanța Guvernului numărul 35 din 2002 privind regulamentul cadrul de organizare și funcționare a consiliilor locale. Procedura va fi următoare. Atenție, da? Secretarul dă citire jurământului, după care consilierii validați se vor prezenta în ordine alfabetică, în fața mesei amenajate, pe care se află un exemplar din Constituția României și Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituție, cât și, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunța cuvântul jur, după care va semna jurământul de credință. Jurământul se semnează în două exemplare, un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se semnează consilierului. Consilierii care se declară atei sau care au o altă credință decât cea creștină pot depune jurământul fără formula religioasă. Consilierii care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept, fapt care se consemnează în procesul verbal de așezare.
Acum, în ordine alfabetică, vă rog. Domnul Bontaș Ioan. Da, citești tu. Să semnezi. Deci, în comunitate, cu vedere articolului 32 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, dau citire jurământului. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ștefan cel Mare. Așa să-mi ajută Dumnezeu. Acum, în ordine alfabetică, vă rog. Eu am să vă citesc. Mâna stângă pe Constituție și Biblie. Jur. Jur. Așa. Și semnat jurământul. Jur. Ține toată mâna, nenicule, nu-l mai ajut. Hai de bază, lasă mițu! Auzi? Zorine, tu să completezi. Să fiu o țipi dreapta. Jur, să nu pui. Stai dreapta. Și un jurământ. Și fericită. Jur. Se pregătește domnul Botezat să-i ori dacă că nu-i zic. Eu după poate să mergi și tu spaunul acolo. Botezatul Cătării ori dacă. Botezatul ori dacă Cătării. Că-i numele tatălui. Dar care să fie asta? Tare, sau? Care a fost de urmă pe ea? E nume după tatăl. Domnul Cercel. Domnul Cercel Constantin Gabriel. Jur. Domnul Botarul Nicolae. Sunteți dumneavoastră, domnul Cercel. Să fie sănătos. Jur. Cam scurt. Cam armat. De ce? Opresă, mă. Domnul consilier Proitorul Leonard. Nu forțați că n-ați auzit că dacă nu jur, e deviz din principiu. Domnul Matei, eu jur, jur să nu fur. Atenție, jur, dar nu știu ce e clar. Aha. Și asta, domnul Matei. Puneți prima și râsul pe scolați ca lumea. A fost citit jurământul. Păi Gabi, dacă nu-mi provoacă. Ai văzut tu dacă nu mi-ai provocat? Ei, dar el așa vorbește. Domnul Matei Ioan. Așa vorbește el, mult și fără rost. Noi ne-am învățat. Asta e opozantul. Nu e nicio problemă. Noi suntem învățați că nu ne filmează prima dată. Lasă oarea, fără rost, discuție plintele. Acum și dacă dura asta pe noi. Jur. Fără rost, vă rog. Dar vă mai tare un sos. Lasă-mi emoții, te rog frumos. Hai. Lasă-mă să fiu emoționat. Dar voi șediți nu mai bine. Măi, Romic, vină mă și ia pixul. Uite, Leonard, am zis că plecați cu el, tu l-ai lăsat aici. Vine
de Lucian. Jură. Jur. De două ori am jurat pentru fiecare. Ce da, nu, iei două semnături. Jur. Domnul consilier Ioan Lucian. Sorin, nu-i faci un ceai să-l pui pe oala cu lapte. Nu pui pe oala cu lapte. Cred că am la vreo mare ce mai gândește. De mulțumire față. E clar, așa cum a spus și doamna Consiliul Local, legal constituit și urăm mult succes în desfășurarea lucrurilor, să fie un Consiliu Local poate care e mai bun ca niciodată, să rezolve hotărârile, să lupte pentru transpunere în viața hotărârilor adoptate de pe Consiliul Local. Și acum trecem la punctul 4, alegerea președintului de ședință. Deci să alege președinte de ședință. Care să conducă ședința. În conformitate cu dispozițiile articolului 35, alineatul 1, din legea 215 din 2001, privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată, Consiliul Local constituit alege cu majoritatea consilierilor în funcție, pentru o perioadă de cel mult 3 luni, un președinte de ședință. În aplicarea acestei prevederi de lege, vă rog să propuneți președintele care se conducă în continuare lucrările și din prima. Sunt președinte. Da, vă rog. Ai ridicat în mână înaintea mea? Domnul Bărăru Matei. O consemnat? S-a propus ca președinte de ședință pentru următoarele 3 luni, domnul consilier Mateiș Valer Osu, Consiliul Local, dacă este de acord. Cine este pentru? Potrivă? Abține? Da. Rezultatul alegerii președintelui de ședință se consemnează în hotărârea numărul 4. Deci s-a adoptat cea de-a patra hotărâre a Consiliului Local nou ales. Dau cuvântul, invit pe domnul Matieș Valeron să preia în continuare lucrările ședinței și dumneavoastră vă mulțumesc că ați avut răbdare de m-ați suportat și m-ați ajutat în această misiune. Da. Doamna consilier, vă mulțumesc pentru încrederea care m-ați acordat-o. În ceea ce mă privește, sunt foarte optimist vis-a-vis de nou consiliu local ales, având în vedere tinerețea care în comparație cu cel vechi consiliu este în favoarea noastră. De cealaltă parte, există și maturitate, nu am o vedere neapărat pe medica și vârstă, spun ca și experiență. Și plus de asta, știți, ziua de mâine, cum spuneam, presupune altceva din toate punctele de vedere, inclusiv din punctul de vedere al cerințelor celor care ne-au acordat girul. Și aici ar vrea să
puțin să insist, să știți că nu este misiunea noastră numai aici de a veni, de a ne întâlni, de a vorbi și a pleca acasă. Misiunea este cu totul și cu totul altceva. Dacă ne rezumăm numai de la asta, să știți că nu vom realiza nimic, nici noi aici personal, nici mai ales oamenii pe care îi prezentăm. Am asta în vedere și faptul că, vedeți dumneavoastră, în contest, nu neapărat național la noi, internațional, sunt atâtea probleme și atâtea probleme de care lumea se lovește și noi trebuie să le reprezentăm interesele lor. Vă mulțumesc pentru asta și continuăm cu celelalte puncte. Bine, să trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, prezentarea validării alegerii primarului și voi da citire eu sentinței civile numărul 1675 din 24-6 din 2016. Pe rol, fiind judecarea cererii, având ca obiect validare primar formulată de petenția și Constituția Electorală nr. 18 de Mare, procedura este legală îndeplinită fără citirea părților. Instanța constată, în baza articolului 58 din legea 2015 din 2001, că este competentă teritorial să soluționeze prezenta cauză. Nemai fiind alte probe de administrat, instanța constată cauza în stare de plecată și trece la deliberare. Și vă spun pe scurt ce a hotărât. Admite propunerea Biroului Electoral al Constituției Electorale numărul 84 a Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Validează alegerea domnului Vlasie Ion în funcția de primar al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Definitivă. Dată în Camera de Consiliu și pronunțată în ședința publică azi 24-6-2016. Vă mulțumesc. Felicităm pe domnul Vlasie Ion, cu ocazia validării alegerii sale cu de primar a localității și dorim succes în exercitarea mandatului încredințat de alegători. Și trecem la punctul 6. Trecem la punctul 6, depunerea jurământului de către primar. Ce se votați, primar? Deci punctul 6, pe ordine de zi, depunerea jurământului de către primar. Invită domnul Vlasie Ion, primar al comunei Ștefan cel Mare, depune jurământul, aveți pe acum, da? În picioare, vă rog, asistența, vă rog, este rugată să fie în picioare. Primar al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 32 alineatul 1 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Ștefan cel Mare. Așa să mă ajute Dumnezeu. Una din atribuțiile consilierilor locale este și aceea de alegerea viceprimarilor. Viceprimarul își păstrează statutul de consilier local fără a beneficia de indemnitate aferentă conform articolului 57 aliniatul 7 din legea 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată. Viceprimarul se alege prin vot secret. Conform articolului 11 din ordonanța Guvernului numărul 35/2002, aprobată prin legea numărul 673 din 2002, pe bază de buletin de vot. Propunerile dumneavoastră vor fi înscrise în buletinul de vot, după care fiecare va exercita votul secret prin înscrierea cuvântului da. Cum votăm? După lege. Adică cu da. Asta voia să întreb, da, sau, nu? Da. Nu prea ați spus de asta. Deci, repet, propunerile dumneavoastră vor fi înscrise în buletinul de vot, după care fiecare își va exercita votul secret, prin înscrierea cuvântului da, în interiorul patru laterului, din dreptul candidatului pe care îl preferați. Deci, dacă scrieți altceva... Propunerea de candidați pentru alegerea viceprimarilor se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.
potrivit articolului 11 alineatul 2 din ordonanța guvernului numărul 35 din 2002, aprobată prin legea numărul 673 din 2002. După exercitarea votului, buletinul se împăturește și se introduce în urnă. Va fi declarat ales ca viceprimar consilierul care a obținut votul majorității consilierilor în funcție. Potrivit articolului 11 alineatul 5 din ordonanța guvernului numărul 35 din 2002, aprobată prin legea 673 din 2002. În situația în care nu se va întâlni această majoritate, se organizează un al doilea tur de scrutin la care vor participa candidații aflați pe primele două locuri și va fi declarat ales consilierul care a întâlnit cel mai mare număr de voturi. După aceste precizări, vă rog să faceți propuneri pentru fiecare, pentru funcția de viceprimar. Sunt pregătit să fac prima propunere, poate mă și îndreptățește și de greșită. Vârsta ce m-ați ales consilier de vârstă, asta de vârstă. Vârstă, nu de vârstă. Exact. Să fac o propunere cu nou viceprimar și fac cu toată încrederea și cu toată plăcerea. Dat fiind faptul că îmi cunosc foarte bine consilierii și colegii publici, să-l propun pe domnul botezatul Iordache Cătălin. Mulțumesc! Și cred că asta să înceteze și o legație. Altă propuneri tot botezatul Iordache Cătălin. Deci, așteptăm. Cine propune? Important, domnul Sergiu Pune. Păi nu îmi las cuștă. Păi nu îmi las cuștă. Domnul primar, domnul primar. Domnul primar, aici, Sergie, care e problema? Mi se pare normal. Suntem în democrație. Nu începeți, bă, din prima cu sulfonil din astea. Domnul Croitor Leonard. Da, asta mi se pare corect. Apoi cu bătaie în urmă, noi... Doamna secretară, să ne arătați, mă, politic, nu am văzut de asta. Să nu greșim, de asta... Și să arate buletinul de vot. Nu, să nu greșim. Deci buletinul de vot, pentru alegerea viceprimarului arată în acest format, aici complet este trei propuneri. Exact. Iar dumneavoastră veți trece în acest pătrat, da, la persoana care doriți să rămână... El nu știe acum, el e în dilemă. Să se voteze sau să nu se voteze. Vedem cum iese numărul. Să mă voteze. Și tu? Tu? Ai ratat o fectură și un șpriț. Pentru după... Ai ratat. Ai lasă morala. Lasă-l face. Dar nu, dar îi spun ce l-așteaptă. Viața la comoră. Da, da. Vezi, mai vrem flamanzi aici? Au cicam o fectură? Au mai încercat odată. Cel mai bun în cazul tău. Nu fură cu două, fură numai cu una. Ești afară, măi. Ce? Bă, de-ai o șansă. Cu voi trei erați. Bine, la ușor. Și nu-i de șansă. Bun, da? Șansă. Tot nu ies. Nu să știi. Păi șapte vă trebuie. Cu noi vă trebuie. Deci șapte vă trebuie. Șapte vă trebuie ca să pierdeți. Dacă erai pe locul 3, bine, să-și făceai.
Dacă era plăcut, era... Cine? Romica? Ce am? Deci unde pitre ești, ies consilier, ies doar dacă era plăcut. Stătea la intersecție cu Dumătoare. Lasă-mă, nu e chiar. Lasă-mă, s-o mai liniștit. Nu mai prezint. Cum e? Nu ți-am zis în drum atunci. Dacă erai pitre ești, ai consilier, nu ești. Nu, da, tu. Aveai grijă. Mai eligibil a fost 300 decât 3 pe altă listă. Adică ce vrei să zici? Că vinea la PSD-ul acum. Ce-ți faci la PSD? De ce zici? Locul 3 pe PSD. Nu mă, dacă erai pe locul 3, pe locul 3, pe locul 3, și eu pe 3 și mi-am ieșit. Vorbim aici. Matematic. Pune și tu, dar eu nu știu să-mi fac cărțele. Ați spus de luni de zile în urmă. Am spus de luni de zile în urmă. Da, da, dar cu piciorul la loc eligibil mai sus, nu la... Da, da. Grădina publică. La gara, la zimbru. Ai căsut? Ai căsut? 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 Aseară n-auzi că plângea la unii. La 11. Gavi, adu urna un pic aici. Adu urna. Băi, tu trebuia să vii îmbrăcat polițist ca să însoțiești urna, băi. Să simpli securitate. Cursiul de 10 ani și nu știu. Președinte. Să ție curg la mobilă. Da, mi-am o soție pe jeu. Da. Vreau să o arătate. Ce-o vreau de ferice? Să faci urmă. Să faci urmă. Să faci urmă. Să faci urmă. Este coară. O, aia mi-ai rupt coară la ceașa. Na, mică. Și adu fericire. Să faci urmă. Deci, vă rog, în ordine alfabetică, să veniți, vă dau câte un prieteniu, mergeți în birou alături. Dar de ce e în ordine alfabetică? Stau, eu plâng parcurile. Stau, hai, trecem să le amuntă, vezi? Mariam, Gabi. Hai, eu pot cu dezaine? Nu, 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 luați fixuri. Trebuie la locul tău, trebuie la locul tău, puile acolo. Da. Că-am fost în ordinea la mea. Ai emoții din el vici acum. Ești el plecat de la băgută. Nu-i copăi la sier. Nu-i pregătit din aceea să facă ce. Dar cât e împrumă tot dacă ești. Nu vede. Puiu, l-ai luat pe al doilea, nu? Care e ca un semn. Da. Cătă-i n-ai vin? Daniel n-are să fie. Sorin. Să fie tu că n-are. Nu n-are. Nu vezi tu. Nu contează, dar e documentul. După aia vă spun eu cu cine ați votat fiecare. Îl fac documentul. Că la cursa făiți, nu-i totul să creștești, totul să faci. Fără cine lăsa de repi, mă lasă, ia, primar. Nu-i coleg. Puțin ambiție. Nu-i coleg. Păi îmi vede și fac eu. Dar ridicați-vă, mă, deplasați-vă. Nu, 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 nu. Nu. Dar suntem la clasa întâi? Se trece la exercitarea votului secret. Da? Secret. Da, secret. Nu în public. Cătiu, hai, putin. A durat trecut domnul Sietu, ne ceru să vadă. Domnul Sietu, l-a întrebat tot. Dar nu era aici la noi? Da? Nu știi că vrea să mă și-mi filmeze. Ia du-ți aminte. Ia de aici, stătea. Nu este așa ceva. Cum? Și mai ales cu Bogdan Sietu, nu e de la prefectură. Dar ce era ea? Șef de campanie. Nu știu ce treabă are un acolo. Deci vă rog să... Deci nu, de ce vorbești aici? Mergem la urme. Ar fi prima dată. Cât semnate buletinele din vot, iau de treabă. Nu spui. Cu ce? Băi, dă-i vorbire, ar și băi să vorbire. Băi, ne-am cu eu. Nu, nu, nu. Deci mi-au trecat. Ne-am cu eu, hai greșit. Cât se arată? N-ai să vezi, dar să știu ce zi-l n-ai să vezi. Hai bă, ieși-o toalea ca pară, votați și vinți înapoi. Hai să vezi. Mă, ce scrie unul, bă, frate, unul. Gabi, Gabi, în birou acolo, cu unul, cu unul, cu unul. Gabi, n-are pic. Ia un pic, mai Gabi, nu te putea. Ia un pic, mă. Hai. Scuze-mă.
Rămâne unul singur. Doamna, ajută-mă. Să vă ștergeți de mic. Eu mă duc și votez după. Ia să vă ștergeți. Ce treabă, Alex? Ești la Alex? Du-te-mi. Vota cu mine, nu. Doamna Dice, doamna Dice, vă rog frumos. Nu, Nicu, afară. Da. Nicu, vă rog să vă respectăm efectul care a fost secret. Vă rog să vă respectăm caracterul. Da. Armă să respectăm cât de cât prevede. Da, dacă a votat, da, vă rog. Ții respect. Absolut. Dar în anumite condiții, ce spune tu, băi, Romicu? Dar cum te dă? Consiliul vrea la vedere. Păi s-au luat, dar... Dacă a fost secret? Știi că eu ce-am zis secret? Nu, domnule, să văd, insista. Mai... Da. Ăsta-l pui, mă. Nu l-ai luat. N-a pus, nu? Hai, Luciane! Hai, mă, să-ți urmă! Ei, dar nu știu pe evoluie, vă zic, că Luciane e nesupărat. E loc, nu știu ce-i nesupărat. Scuze! 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 Deci, dar dacă nu te-ai votat, n-ai demnitate. Dacă nu te-ai votat. Când a fost, mă vorbim, de ce mă vorbim pe aici, la... Dar dacă Lucian l-a propus și nu l-a votat? Nu, e atâta. Dar ți-a arătat. Numărarea votului. Care s-a asistit la numărarea votului. Cine face propunerea? Dar nu-i comisarii validare? Nu. Nu, nu. Validarea mandatelor. Aici e viceprimar, nu e. Dați voi spune. Da. Domnul Bontaș Nicola, Nicușor și domnul Sărie, vă rog. Nu, e candidat. E candidat. Domnul Romică Marin. Nu, e candidat. Romică Marin să nu vine, ca să-i... Domnul Romică. Ca să-i... Domnul Bontaș Nicola. Vede, domnul Leonard unde? Ești. Ești, cau. Ești. Dar vă dat scaun. V-a votat, mă? V-a votat. Da, dar unde? Domnul Bontaș Nicola. Dar nu pot să mă urmărești. Dați-mă o leașă. Da. Dați-o leașă, că mai e unul de venit. Da, 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 da. Unde, Gabi, o venit. E afară. Vă rog, închideți. Închideți. Vine rău. Și vine rău. Nu chiar. Nu, cum am. Nu, nu, hotărâm eu, chiar nu. S-a hotărât eu. Nu, dar încă o masă pe față. Te-ai hotărât rău, greu tare. Greu, greu s-a hotărât. Masa de ce? Și făceam venit eu venea cu ele, gata? De? Ne rog după mie. Montaș Nicolae. Da, și? Și Marin Romeo. Marin Romeo. Celebrul Marin Romeo. Vă rogăm să treceți în față, deschideți urna, da? Ventilatorul de la voi l-am pus orea, că să schimbe aia. Nu-i nicio problemă. Cu 5 lei de construire? Sunt, să mă fii 16. Nu, asta e început. La mic. Să fii 16. E numai cu jos. Nu, e ce am luat, vicii, mă urmă în cap. Nu poate, așa, la scoare. La început, dacă vreau. 14. Nu e o nouă. Nu e o nouă. Nu e o nouă. Acum să faceți și le punem. Nu înțeleg? Nu. Nu vezi Marin? Aici se ridicui. Ce le-a rău? Da, dumneavoastră ceva puteți să începe. Bă, începutul e promițător. Și tu-i dragi.
Botezatul Cătălin. Așa, nu știi dacă mai sunt. Serghii Bui. E scor legat? Botezat. Da? Botezat. 3 la 3. Faceți-o poza. Deja gata, am plecat. Botezat. Nu mai găsești dacă pe serie. Deja mai găsești pe serie. Deja e pe serie. Deja e pe serie. Deja e pe serie. Așa e altceva. E pe serie. Deja e pe serie. Da. Așa, mai zici mii? Da, nu mai trecă de zi. Serghii. Ingratitatea mea mică. Bă, emoții primare. Eu refuzam funcția asta de controlul. Da, îi place să fie validat, să fii sigur. Mă trebuie sigur. Să fii sigur. Serghii. Dar la poliția la cea. Pe pagina cealaltă. 11 la 3. Facem un proces verbal, să ne. Domnul Romic, unul v-a tratat. Care n-are demnitate? 11 la 4, de 11 la 3, cum mă dă? 12 la 3, nu? 3, nu. E nu, că sunt 14. 3 și 11. 11 sunt aici. Uite, numărăm. 1. Nu-i Răzvan, domnule. Nu-i Răzvan, mă. 10. 2. 10. 3. 11. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Unul pătrat dat, oricum. Bă, bă, dar stai așa, Oleac, dar tu l-ai propus Leonard. De ce nu are niciunul Leonard? Spune-i demnitate. Strategic. Spune-i demnitate. L-a propus, dar nu are. Nu, uite, nici Leonard nu s-a pătrat. Hai? Hai, dați-o cu ăla de treabă. Intri în treaba noastră. Bă, dar răba deci nu te-ai votat. Nu te votat. Deci atât îi trebuia. Atât îi trebuia. Da. Dar nici măcar eu nu m-am votat. 11 voturi că Cătălin voteza. Și 3 puiul Sergiu. 3 puiul Sergiu. Da. Și ca urmare, Cătălin voteza tu viceprimar. Așa. Mulțumim. Da. Felicitări. Felicitări! Desemnăm? Gata, liderează locul! Domnul viceprimar Strești, să dea Dumnezeu sănătate, da, să te pup, să îndeplinești cu demnitate funcția. Ce s-a făcut? Ce s-a făcut? Domnul vice, felicitări! Și acum, haideți să fericim tot Consiliul Local. Mult succes în activitate. Să cred că un primar va trece. Contra candidatul. Vedeți, dar acolo să vedem contracandidat, dar nu-mi da bine. Hai să vedem contracandidat, dar bine. Gata, ai fost goloană, ai pierdut receptura. Sărutul morții. Nu. Era morții, sărutul lui Iuda. Știi care e? Te ia în brață, te pupă și te lasă să mori. Băi, ce-o dacă te pupă, e că nu ne dezamăgești. Lăsați două secunde. Să bucuri. Da. Comitate cu dispozițiile articolului 54, aliniatul 1 din legea 250 din 2001, privind administrația publică locală republicată, modificată și completată, după constituire, Consiliul Local își organizează comisii de specialitate pe principale domenii de activitate. Da. Ar trebui aici să propună. Da. Comisiile pe domenii
ar trebui să fie, cum doriți, 3? Deci, trei, cum aveam până acum, noi... Care să cuprindă următoarele domenii de activitate. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public, Agricultură, Gospodărie, Gospodărie, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. 2. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement. 3. Comisia pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, a Drepturilor Cetățenilor. Se solicită propuneri câte 3 sau 5 membri pentru fiecare comisie în funcție de pregătirea fiecărui consilier. Domnul consilier, dacă îmi permiteți și dacă m-ați aprobat în funcția de președinte, îmi permit să fac aprobarea dumneavoastră, să fac propunerile în bloc și, întâi, numărul de comisii. Având în vedere experiența anilor trecuți, care a funcționat, zicem noi, destul de bine, fără probleme, tot 3 comisii vom alege propun să așa. Și am acesta. Da. Și votați numărul de comisii întâi. Numărul de comisii, 3 comisii. Cine este pentru? Cine este pentru? Păi care sunt alea? Care le-a citit? Aș vrea să le-au citit, alea 3 comisii care le-au citit. Vrei să le citești? Deci vă rog să fim atenți un pic, da? Comisia pentru Agricultură, Activități Economico-Financiare, Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Protecția Mediului și Turism. Sunt propuși următorii domn consilier. Vlasie Răzvan Ionel. Botezatu Iordan Cătălin. Acum să nu fie cu supărare. Hai să-i dirijăm, să ne dirijăm fiecare, așa cum am spus, după specialitate. Nu puși în bloc, fiecare PSD-ul sunteți majoritatea, ați propus și ați luat comisiile unde știți cum să faci. Aici ce aveți de comentat acolo? Păi suntem și noi ceilalți care nu avem posibilitate să ne iasă voturile, da? Care suntem de specialitate și suntem marginalizați în alte comisii, să spun. Deocamdată da? Nu am citit, doar un asta se vrea, am înțeles eu, poate am înțeles greșit. Cred că ați înțeles greșit, da. Pentru că aici nu aveți nici... Spuneți în concret, despre cine e vorba? Eu am spus nu despre persoane, despre general. Dirijăm toți după abilitățile fiecărui om. Hai să repet. Comisia numărul 1. Da. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public, Agricultură, Gospodărire, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. 1. 2. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement. 3. Comisia pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, a Drepturilor Cetățenilor. Noi le avem cuprinse pe toate astea, da. Sigur, în toate. Nu sunt de aceeași treabă. Ia uitați, toate disciplinii sunt cuprinse acolo. Dar o mai citit o dată, doamna, deci n-am publicat și nou. Eu știu la ce se referă, probabil se referă că în comisia asta trebuia unul din... Păi, care spie economic, îți ducă în economic, care spie, știu, păi, la agricultură cel mai bine, îți ducă acolo, care la juridic, îți ducă la juridic. Constituirea echipă cât de cât, să fie, nu ca precedinți vorbesc, ca membri. Când discutăm despre finanță și ceva, poți fi precedinți, oarecare fi ales, dar ca membri acolo nu poți să îl pui pe unul care nu are abilitate. Asta a fost declarat la Comisia Juridică, era mare jurist. Domnilor consilieri, sigur că da. Deci, la prima... Zi următoarea comisie. Sigur, la prima comisie. Următoarea. Deci votăm prima comisie. Supunem la vot prima comisie, da? Citește-le o dată toate și după aceea să pui la vot. A doua comisie. Comisia Juridică și de Disciplină. Apărare ordine și liniște publice. Protecție cu copii, tineret și sport, a doua comisie. Vă rog să fiți atenți la lumea. Cerciel Constantin Gabriel, Sârghie Puiu, Zlotu Ioan Lucian, Ciubotaru Nicolae și domnul Proitoru Leonard. Sunt obiecții, vă rog frumos. Mulțumesc. Da, votați. Deci, bătale, citești, după aceea nu trebuie acum din obiect. Și comisia a treia. Și a treia comisie. Comisia de Învățământ, Muncă și Protecție Socială, Sănătate și Familie, Activități Social-Culturale și Culte.
atențiile la domnul consilier. Domnul consilier Răileanu Ion. Marin Romeo. Bontaș Nicolae și Mateiez Valeriu. Bine așa. Supun la vot toate cele trei comisii cu toți consilierii care au fost... Îmi permiteți, domnul președinte, am o propunere totuși. Pe Romeul a trecut la culte. El are habar de ceea ce înseamnă economie, pentru că a absolvit o facultate. Da. Eu ziceam că este mai corect să-l treceți la prima comisie. E o propunere a dumneavoastră. O propunere a dumneavoastră care... Așa mi se pare corect. Ne trebuim cât de cât, echilibrat. Știe să citească un buget? Pentru că domnul Romeu a fost foarte aproape de domnul Iepuri, care a susținut niște bani la învățământ, la asta cultură. E nu e un criteriu, domnule. E în funcție de pregătire, îmi pare rău. Și, cam așa ar trebui. Sunteți majoritar, faceți cum doriți, dar e un punct de vedere. Și în plus de asta, domnul Marin a mai activat în astfel de comisii. A mai activat și la juridic, să știți. Și, da, dacă vreți să spunem primul mandat, la deci ați fost și la juridic, deci trebuie să participăm la fiecare pe el. Nu e o problemă. Cine trei comisii? Cine este pentru? Hai mai schimbăm acum. Împotrivă. Abține. Vă mulțumesc. Domnul consilier, mai avem un punct pe ordinea de zi, nu mai avem. Rezultatul alegerilor comisiilor de specialitate se confirmează în hotărârea numărul 6 a Consiliului Naval. În încheiere dau cuvântul domnului primar. Da? Deci țin să mulțumesc noului Consiliu Local și îl felicit, noul Consiliu Local ales. Felicit pe fiecare consilier pentru efortul depus în campanie electorală pentru a fi ales în cadrul Consiliului Local. Țin să felicit pe domnul viceprimar, domnul Botezatu Cătălin, care vă urez să-și ducă mandatul la capăt, dar cu împliniri, să se implice în viața administrativă a comunei, cot la cot cu ceilalți consilieri, să lăsăm jocurile de culise deoparte, dacă s-au făcut până acum. Și dacă cetățenii au avut încredere în noi, în dumneavoastră, și l-au trimis în Consiliul Local, cred că au și ei anumite dorințe și speră ca dumneavoastră să le îndepliniți. Nu aș vrea ca și în mandatele trecute, consilierii să vină la ședință numai la ședințele ordinare care sunt plătite. De multe ori, mult mai importante sunt ședințele extraordinare ale Consiliului Local, unde sunt hotărâri care trebuie neapărat luate cu majoritate, cu majoritate simplă sau cu majoritate absolută. Și știți dumneavoastră că dacă se întârzie în a se lua o astfel de hotărâre, e posibil să pierdă finanțare de milioane de euro la nivel de comun. Ați probat. Da. Așa, nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc și colectivului primărie care s-a implicat în organizarea acestei ședințe. Vreau să mulțumesc doamnei Cipotaru, reprezentanta prefecturii, care a venit la noi să ne ajute în conducerea lucrurilor ședinței. Și încă o dată, nu în ultimul rând, și părintelui Ferbei, care a venit cu Biblia pentru a putea jura drept toți consilierii, inclusiv eu. Deci, vă mulțumesc și vă urez spor la treabă. Mulțumesc cu buletele, să nu fost în campanie, chiar dacă a fost o campanie destul de liniștită, a fost o campanie.
Nu, asta am vrut să spun, chiar dacă au mai fost divergențe în campania electorală, acum să ne dăm mâna să facem ceva pentru comunitate. Chiar dacă nu am mai Roia. Am uitat, scuze, îmi cer scuze, Neacosti. Am uitat să mulțumesc pentru activitate. Poate te bucur. Vreau să fac eu remarcă. Vreau să fac eu remarcă. Vă mulțumesc tuturor consilierilor, indiferent de natura politică, de partenită politică. Eu sper că mi-a făcut datoria până la sfârșit. Nu am reușit să le fac pe toate. De-aia am încredințat ce a rămas unui viceprimar tânăr cu posibilități și capacitate de muncă. Mi-a făcut plăcere să lucrez cu dumneavoastră, mi-a făcut plăcere să lucrez cu primară și astăzi, în acest moment, să știți că nu-mi pare rău, nu am emoții, chiar mă bucur că am scăpat. Este o sarcină grea, domnule viceprimar, să fii prezent mereu pe baricade și să răspunzi la chemările comunității. Sper că împreună cu domnul primar, voi bărbați tineri, vă joși cu experiență, să faceți față chemărilor și sarcinilor care vă stau în față. Încă o dată vă mulțumesc, vă mulțumesc și dumneavoastră, mi-a făcut plăcere să vă mulțumim pentru sprijinul care mi-a dat pentru conducerea acestei ședințe de o deosebită importanță. Să transmite domnului prefect că lucrurile au mers bine și vor merge bine. Ștefan cel Mare, că sunt oameni destoinici, sunt oameni pe care ne bazăm și avem toată încrederea că ne vom face datorii. A rămas consilier, vă sprijin în continuare activitatea Consiliului Local, a primarii, vă mulțumesc încă o dată și domnului viceprimar, să-i urez multă sănătate și putere de lucru. Mulțumesc! Fiind dat fiind toate punctele de ordine Da, și o să mulțumesc întregului Consiliu Local pentru votul de încredere acordat. Cred că, adică, sper să-mi dau toată silința, să pot să-mi dau toată silința pentru buna desfășurare a activității viceprimar. Nu este ușor, știu asta, nu asum. Și cred că împreună vom face ca lucrurile să meargă bine în următorii ani. Da, încă o dată vă mulțumesc din suflet și țin să felicit în mod special pe domnul primar, pe domnul viceprimar și mă bucur pentru alegerea pe care consilierii au făcut-o. Da. Să vă felicit pe dumneavoastră, domnul consilier, care sunteți stâlpii și mesagerii primarului, cei care sunteți primii care să puteți sări în ajutor pentru buna menținerea ordinii și a tot ce este bun pentru comuna noastră. Ați jurat pe Biblie, ați mai jurat încă o dată pe Evanghelie, dar atunci la cununie. Iată că acum ați jurat pe Biblie ca să vă ocupați de bunăstarea comunei. Această Biblie eu voi mâna domnului primar, eu voi face cadou. Ca în momentul când cei care au jurat pe ea vor avea derapaje politice, să le arătați. Așa, pentru că sunt convins că este un grup compact, un grup puternic de bărbați, care desigur vor putea să ducă mai departe bunăstarea pentru comuna noastră, ca noi să o ducem un pic mai bine, să trăim un pic mai bine. Să vă dea Dumnezeu sănătate, domnul primar. Să vă dea Dumnezeu sănătate, domnul viceprimar. Putere de muncă și dumneavoastră sănătate, bucurie și tot ce vă doriți. Vreau să fac o remarcă. Părintele a spus că vreau să întreb mesagerii mei. Când spun săriți și le facem drum, ei iau hotărârile și mi le dau mie să le rezolv. Ei votează hotărârile și eu le duc la deplinire. Nu, trebuie o transparență, trebuie să fie o lucrare împreună, pentru că uniți putem să mergem mai departe. Nu l-am felicitat până acum pe domnul primar, doar într-un simplu telefon, i-am zis că nu sunt primul și nici ultimul, dar printre cei mai sinceri care se bucură că a luat mandatul în continuare, a luat din nou taurul de toamnă și
cu un sprijin mai tânăr și domnul Ileanu, toată stima pentru toată activitatea pe care ați depus-o pentru comuna noastră. Împreună cu dumneavoastră vom putea duce mai departe comuna, să fie bine. Vă mulțumesc! Acestea fiind zise... Fiind atinse toate punctele de pe ordinea de zi. S-au depus, da. Mulțumesc pentru participare și declară aceste lucrările ședințe de constituire a Consiliului Local. Da. Și noi vă mulțumim. Mulțumim, mulțumim și domnul consilier. Acum, domnul consilier, dacă bine voiți, să mergem la o agapă, cum spun fețele bisericești. Acum, masa dragostei. Auzi, așa se traduce. Agapă este masa dragostei. Înseamnă că e invitație.